Astăzi inaugurăm noul sezon în Parcul Municipal. Așa cum am anunțat încă de acum câteva luni, iată ne aflăm la acest nou loc de joacă. Am preferat mutarea celui vechi de lângă terenul de fotbal, tocmai pentru a oferi doar copiilor și părinților un cadru unde să fie doar ei, astfel încât să se relaxeze în liniște la acest loc de joacă. Mai mult decât atât, ca și element de noutate, am montat aceste pavele de protecție, astfel încât copiii să nu se rănească. Luni, 1 mai, așa cum am anunțat și pe pagina de Facebook a primăriei, vom avea o gratuitate la bărcuțe și la pirobiciclete, astfel încât romașcanii să se poată bucura în voie de o vreme frumoasă, sper eu, și bineînțeles le vom mai pregăti și alte surprize aici în Parcul Municipal. Acolo încă mai trebuie să urmărim, de regulă știm foarte bine că prognozele cele mai afidabile sunt cele pe termen scurt, undeva la 3 zile. Cel mai probabil zic eu că înainte de data de 1 iunie vom deschide strandul. Spre deosebire de anul trecut, știți foarte bine că în acest an am avut căderi de zăpadă în luna aprilie, pentru care vom vedea în funcție și de evoluția vremii dacă îl vom deschide mai repede sau nu. În privința grădinii zoologice din parc, s-au finalizat toate documentele, aprobările? Noi avem toată documentația depusă la Agenția pentru Protecția Mediului. Chiar astăzi, în timp ce ne plimbam cu dumneavoastră pe aici prin parc, ne-am întâlnit cu doi reprezentanți ai Agenției pentru Mediu care au venit la fața locului pentru a studia conformitatea din teren cu documentele depuse, drept pentru care, din punctul nostru de vedere, cred eu că am finalizat și acest obiectiv și vom avea acest serviciu cu titlu gratuit pentru cetățenii municipiului Roman pus în regulă. Pentru acest parc de joacă e nevoie de protecția muncii, de niște norme afișate? S-a dat un aviz privind aceste utilaje de joacă? Nu, practic regimul este același ca în toate locurile de joacă, atât am impus doar limita de vârstă pentru copii, pentru a nu permite accesul celor mai mari care pot strica dotările din acest parc. Dar va fi păzit? Vom avea cu siguranță aici în zonă, tot timpul avem și un post fix de poliție locală, iar pe timp de noapte avem și agenții suplimentari, agenți de la o firmă de pază, astfel încât să putem să oferim protecția acestui loc de joacă. Costurile pentru amenajare? S-au ridicat undeva în jur de 70.000 de lei, tot ceea ce vedeți aici, de la spații de joacă, de la pavele, montajul acestor pavele, sortul, gardul și așa mai departe. Vreau doar să vă spun că am avut o ofertă de la o firmă din București pentru amenajarea unui astfel loc de joacă de 116.000 de lei. Deci putem spune că am realizat o economie de aproape 50.000 de lei lucrând cu echipele proprii. Așa. Așa. Hai. Opa! Lasă picioarele să porcă, să nu făcești nimic. Hai, încă o dată. Vrei și tu? Hai și tu. Hai. Hai. Opa. La fel acolo, da? Hai. Hai. Hai, Dani. Hai, uite, hai. Hai. Aici adinții la cap, da? A, lasă picioare libere. Acum, așa. Așa, la dinții la cap. Stai, da?